vorba despre toate aceste persoane neasigurate medical din vină care poate fi imputată Ministerului Muncii sau altor persoane, ci este vorba despre o procedură pe care o reglează acum celelalte instituții implicate și care, cum ați văzut, au și comunicat publică, se poate face o rectificativă. Este, în mod evident, o chestiune pe care angajatorul a gestionat-o în modul în care a crezut de cuvință, și anume să declare respectivele contribuții. Guvernul Orban a plătit sume crude, cu tot cu aceste contribuții, pe perioada șomajului tehnic către fiecare angajat. Angajatorii au gestionat așa cum au considerat la momentul respectiv și înțeleg că lucrurile se corectează.